deșteptarea. Ai observat și tu, sau mi se pare doar mie, că în ultima perioadă pe șoselele din țară se întâmplă din ce în ce mai multe accidente grave, adică cu decese. Cred că este explicabil, pentru că e multă lume în concedii, a crescut numărul mașinilor pe șosele. Așa este, dar concedii sunt în fiecare an. Știi? Da, dar adică nu a mai plecat asta. Atât de multă lume în străinătate și suntem cu toții masați aici și cu cum aglomerația e mai mare, iar noi circulăm la fel ca întotdeauna, probabil că asta este una dintre explicații. Suntem toți aici și mai nervoși, parcă, nu știu, din ce în ce mai nervoși. Păi, dacă e aglomerat, firesc că ești nervos și toată lumea vrea să ajungă repede în loc să ajungă bine, știi? Cam asta e explicația. Am văzut multe lucruri. 14 victime în accidentele de ieri. Doar 14, da? 14 am numărat. 24 au fost în, la sfârșitul de săptămână trecut, da? Din cele 14 de ieri, e vorba de 9 persoane care au murit, da? În weekend, iarăși, au fost foarte 24 foarte de morți în accidente într-un weekend. Ții minte că a reacționat și ministrul Bode. Da, încet a reacționat la televizor. Încet, că poate încă dormea pe bancheta din spate. Ce a spus mai exact, Cătălin? A zis să mergem așa, mai încet. Știi că dacă domnul Bode n-ar fi și șeful poliției, printre altele, da, recomandarea asta ar putea fi făcută așa, ca un, cum o facem noi. Mergeți, oameni buni, mai încet. Dar poliția și Ministerul de Interne sunt cei care au și instrumente la dispoziție. Oare? Da, nu știu. Îți propun să ascultăm ceva. Ia. Weekendul trecut sau acum două săptămâni pe autostradă a fost o mare acțiune a poliției rutiere. Cu elicoptere, cu echipaje masate pe autostradă, i-au oprit în principal pe cei care circulau pe banda de urgență, pentru că știm că e un lucru pe care frecvent îl vedem pe drumul către mare, mai ales când e autostrada aglomerată, acea bandă de urgență devine pista de raliu chiar pentru unii dintre participanții la trafic. Deci, și un astfel de șofer... Depășea prin dreapta pe exact, banda de urgență. Da. Da. Un astfel de șofer a fost oprit la control și a fost luat la întrebări de reporterii aflați acolo. Iată cum a decurs dialogul. Și vă propun să-l ascultați cu atenție. Data viitoare, dacă o să mă grăbesc, o să o iau iar pe banda de urgență. De ce ați mers pe banda de urgență, că vă grăbeați? Da, mă grăbeam. Dacă toți șoferii ar merge pe banda de urgență, n-ar mai fi banda de urgență. Pentru ambulanțe, pentru pompieri. Da, așa e, aveți dreptate. Ce? Păi asta este, am greșit, îmi asum. O să plătiți amendă, plătiți? Nu o plătesc, sincer, am vreo 7-800 de milioane de vechi amendă. Nu mă deranjează o amendă. Pentru ce? Pentru viteză? Pentru viteză, pentru mai mult. Și nu le plătești deloc? Niciodată. Păi n-am nimic, ce să nu. Da, n-are omul nimic, are amenzi de 70.000 de lei. Și data viitoare va face fix la fel. Și data viitoare va face fix la fel. Mă, da, mă întreb, oare pușcărie poate să facă? Hai să îl întrebăm și pe pilotul de raliul Bogdan Marișca. Se află în dimineața asta alături de noi. Bună dimineața, Bogdan, bine ai revenit pe frecvențele Europa FM. Bună dimineața, mă bucur să ne reauzim. Ce soluție rapidă sau la ce soluție rapidă te-ai gândit ca să pui capăt, mă rog, mult spus, dar să mai reducem din numărul nenorocirilor ăstora din vara asta? Eu cred că noi nu trebuie să facem altceva decât să luăm exemplu celor de afară, care cumva au fost mai mult sau puțin în situația noastră și care au găsit niște soluții de strâns șurubul, de strâns cu ușa cei care sfidează, pentru că altfel nu putem spune, sfidează regulile în principial vorbind și regulile circulației în tot cazul nostru. Franța, de exemplu, în anii 2000 era lider european în ceea ce înseamnă morți pe șosele și în 20 de ani au ajuns un exemplu de bună practică și au scăzut foarte mult cifrele. Grecii, că tot ne face să vorbim despre ei și luăm contact cu ei mai mult sau mai puțin anual, acum vreo 3-4 ani erau imediat în coasta noastră cu ghinea de rigoare, în ceea ce înseamnă numărul de morți pe șosele. Erau după noi și bulgari, undeva pe locurile 3-4. Dar ce au făcut mai exact, Bogdan? Grecii, de exemplu, au schimbat foarte mult abordarea vis-a-vis de încălcarea regulilor de circulație și te penalizează foarte drastic pentru abateri ca cele de genul celor de care ați vorbit voi. Rămâi, de exemplu, fără plăcuțe, deci nu că rămâi fără permis, rămâi fără plăcuțe de matriculare și certificatul de matriculare timp de 2 luni de zile. Adică lași mașina acolo, chem platformă și vine cineva și te duce unde ai de mers. Deci din secunda imediat următoare. După care ieși amenziile de rigoare, între 700 și 1000 de euro. Adică
au tot felul de constrângeri dacă tu pui mintea cu sistemul, sistemul își pune mintea cu tine. Adică, calci pe bec, cu toții greșim, dar trebuie să ne aflăm greșeală. În momentul în care povestea asta devine o poveste repetitivă, ciclică și sfidăm ce avem de sfidat, atunci și sistemul își permite să fie mult mai drastic cu tine. Ori noi asta nu luăm în calcul în România, pentru că știm că foarte ușor putem trece pe lângă aceste penalizări, dacă vreți, numite amenzi de circulație. Dar sistemul, ca să fie drastic cu tine, așa cum te-ai exprimat tu, trebuie să te și prindă, să spun așa, să te și vadă, să te și surprindă. Ce facem la acest capitol? Asta e următoarea poveste, pentru că noi în România, clar că voi fi antipatic acum, dar nu pot să nu spun ceea ce gândesc, ne plecăm de la premisa că polițistul român stă doar să ne penalizeze pe noi și să-și facă el ciubucurile și așa mai departe, ceea ce este un fals. Pentru că în momentul în care mergi și respecti regulile circulației, nu te oprește nimeni. N-are ce să-ți facă, pentru că nu există încălcare de, sau abatere de la regula stabilită. Afară, pentru toți cei care au circulat afară, știi că realmente poți să găsești polițiști în ascunși în tufe, în boscheți. Văzusem acum, nu știu dacă ați văzut și voi, acum vreo 3 săptămâni, o lună, un filmuleț făcut de poliția germană cu niște polițiști germani pe autostradă, mascați într-un camper, într-un autorulot, care mergea pe autostradă să vâneze cei care care vorbeau telefon și care, mă rog, făceau abateri de la codul rutier, ascunși într-o rulotă, într-o caravană, da? Deci, afară știi că poți să găsești polițiști sau camere de supraveghere oriunde. Și ca atare trebuie să respecti regulile circulației, pentru că altfel sistemul, așa cum spunem noi, vine și te urmărește și nu te lasă, nu te iartă. Ne-am mai dat exemplul ăsta. Eu am primit, Radu știa, am primit acum vreo 2 ani de zile o amendă după 10 luni pentru o abatere de la viteză de 0,7 km/h în plus din Italia. Deci după 10 luni am primit pentru abatere de 0,7 km/h în plus amenda acasă. Deci cam așa s-a lucrat afară. Cum privești tu, Bogdan Mariș, ca lucrurile astea, de exemplu, concomitent cu ceea ce vorbim noi? În Parlament este reînviat proiectul acela de lege cu radarele, să nu mai fie radarele ascunse, și e un proiect la care parlamentari din toate partidele participă. Aseară știrile Pro TV anunțau lucrul acesta. Oamenii l-au reînviat, au și argumente să nu mai stea poliția ascunsă prin tufișuri, că stă la vânătoare și așa mai departe. Parlamentari români care susțin asta. Domnul Mina de la PSD, domnul Roman de la PNL, ca să știe lumea cu cine avem, cu cine stăm de vorbă, da? Cum vezi tu lucrul ăsta? Haideți să vă spun părerea mea de pilot de raliu. Cu puțin noroc sfârșesc sezonul 28, deci fac de 28 de ani povestea. Și evident că am avut și rezultate bune și rezultate mai puțin bune. Rezultate mai puțin bune înseamnă accidente de cursă, de competiție. Când e contact cu un astfel de accident, îți dai seama de fapt ce înseamnă dinamica mașinii sau ce înseamnă viteza mașinii, ce înseamnă fiecare kilometru cu oră plus pe care are mașina. Dacă nu înțelegem că toate aceste reguli trebuie să respectate, ne asumăm riscul de a fi implicați în astfel de accident, din mila noastră sau din altora. Populismul de care unii parlamentari dau dovadă, pentru că altfel nu pot să-l numesc, este o mare tară acestei conduceri, dacă vezi din perspectiva siguranței rutiere, pentru că nu fac nimic bun în sensul ăsta. Ar trebui să fie exact invers. Să dea libertate specialiștilor care să vină cu un set de măsuri, să zicem, astea sunt setul de măsuri pe care ne propunem și astea sunt obiectivele. Noi trebuie să știm că până în 2030 Comunitatea Europeană și-a propus să înjumătățească numărul de morți pe șosele din Europa, inclusiv România, și până în 2050 să fie zero morți pe șosele din Europa, inclusiv România. Și asta merge pe 3 canale. Primul canal ar fi supravegherea traficului și asta înseamnă ca poliția să fie exact unde nu te aștepți. Sau camere. Sau camere. Dar camerele pentru localnici este foarte simplu, că știi unde camera frânează, atunci vii și faci ca și italienii. Cameră și sistemele calcula viteze medie, de exemplu, între două puncte. Da? Adică nu frânezi în dreptul radarului după care mergi cum te taie capul. Da? De supravegherea traficului, tehnologiile pe mașini care vor fi în anii următori în dotare standard, și asta înseamnă costul mașinii va crește, și acțiuni de conștientizare a societății civile de ceea ce înseamnă accidentul rutier și traumele pe care acestea le pot genera și tragediile care apar din neant, cum ați spus și voi. Gândiți-vă că zilele trecute a fost accidentul acela în zona Bacăului pe E85, care E85 este cel care traversează Moldova de la București spre nord și care este o anomalie de drum și care generează permanent accidente și tragedii zilnice. În locul în care muriți acești 7 ani, Dumnezeu să ierte,
câteva zile după aceea au fost într-o oră luate nu știu câte permise pe teme de viteză. Adică nu înțelegem nimic, nu învățăm nimic și nu ne bat în capul pe principiul că nouă nu mi se poate întâmpla. Asta este o mare greșeală. Bogdan Marișca, mulțumim foarte mult pentru intervenția din această dimineață, din deșteptarea de vară și sper să ne reauzim în curând. Un lucru este clar, ceva trebuie să se întâmple, pentru că nu mai putem continua așa. Am auzit foarte mulți în jurul meu care spun, băi, mi-e frică să mai plec la mare, de exemplu, cu mașina. Mai bine iau trenul, știi? Da, și noi avem de făcut un drum la live pe plajă. O să fie complicat. Cât putem face noi este să ne respectăm unii pe alții, să mergem mai încet, să întârziem 10 minute, jumătate de oră, nu e o dramă. Cred că doar de frică putem face acest lucru. Și apropo de ce spunea Bogdan ceva mai devreme, uite, citesc o informație de acum câteva zile care anunță așa: radare fixe pe autostrada Transilvania. Șoferii vor primi informații despre trafic, iar viteza va fi înregistrată. De ce nu se întâmplă treaba asta și cu autostrada Soarelui? De ce nu se întâmplă asta și pe drumul Național 1, unde sunt deja camere, știi? Se pare că nu se cam dorește treaba asta. Păi adică altă explicație nu am. Aproape evident. Pentru că atunci, dacă știi că e o cameră acolo, e clar că nu mai mergi cu viteză, e clar că nu mai încalci legea, pentru că amenda îți vine pur și simplu acasă și aia e. Da, o să revenim la asta. Tare mi-e teamă că o să vorbim toată vara asta și în weekend mergând și noi, cred că luni dimineață povestim din nou cu voi ce am văzut pe drum. Deșteptarea